do that within the project that you referred is running in the county of Guangzhou in partnership with the county council, with the health authority, the city hall of the municipality of Moinești, Colonești, and the mayorship of Baku, who is not attending. Allow me to have a seat. You all have the agenda in front of you. You have an action program. So this is the first step in a project that aims to be a very ambitious. This is the first step where we are going to sign the MOU regarding the child-friendly cities initiative. This is a new idea that is going to be implemented for the first time in Romania here in Baku, and we want it scaled up nationwide along with other communities in 46 other countries where the project has been implemented. We're just after a previous meeting with the UNICEF board and the county council. We're short for time and we apologize for the delay, 5 minutes delay. We're going to go directly to give the floor to the people present to talk to us about the project and the concept. Let me greet His Excellency Mr. Peter Buch, the UNICEF representative in Romania. Dinați venit în județul Baku, este o onoare pentru noi și o mare plăcere să lucrăm cu dumneavoastră, să cooperăm și să vă avem drept parteneri. We also have with us a partner and a strong supporter of UNICEF project, Mr. Valentin Ivancea, the president of the Baku County Council. We also have representatives of the four territorial administrative units. And just in the order I see them from left to right, Mr. Nicușor Pușcașu, the mayor of the township and mayor of the Baku, already have a tradition in cooperating with UNICEF. Mr. Vice Mayor Legăsăș and Mr. Mărzac, Mayor of Colonești. Also with us are representatives of the project team within UNICEF, and we'd like to include Cristina Andrei, Education Manager, Cristina Bada, the project manager, and all of our colleagues. We also have with us representatives from the Social Security Directorate within the municipality of Baku. And because we're short of time, let me give the floor to President Ivancea from the county. Mulțumesc, Ramona, mulțumesc de prezentare. Mulțumesc domnului Peter Buch, care a venit astăzi în județul Bacău. Mă bucur să-l cunosc. Am avut o discuție extrem de bună la mine în birou și chiar m-am bucurat de faptul că se vede că UNICEF-ul, bordul UNICEF-ului, condus de Peter Buch, cunoaște problemele județului nostru și nu numai. Mă bucur că astăzi se inițiază un memorandum care are obiectivul de a fi cât mai aproape de beneficiar, de copil, de cei care sunt cei mai puțin ajutorați în această, societate, care au nevoie de ajutor și în afară de asta, care împreună putem să descoperim și ceea ce încă nu știm că ar trebui să le oferim. Parteneriatul cu UNICEF
Este o tradiție pentru județul Bacău. E un parteneriat care durează de ceva timp. Un parteneriat care se bazează nu doar pe partea de a oferi ajutor reciproc sau de a sprijini comunitatea din județul Bacău, ci, într-un fel, așa cum am simțit astăzi, se bazează, în primul rând, pe prietenii. Și îmi doresc, ca și președintele Consiliului Județean, să continui această tradiție și, de ce nu, poate să o ridicăm la un alt nivel. Aș vrea doar să exemplific câteva din proiectele pilot realizate în UNICEF-ul la nivelul județului Bacău. Este păcat să nu fie prezentate. Am să citesc pentru că sunt extrem de au fost extrem de benefice și sunt extrem de benefice pentru județ și nu aș vrea să pierd un amănunt dacă nu aș ține minte ceva. Proiectul prima prioritate în 2011. Niciun copil invizibil. Identificarea copiilor care nu aveau acte de identitate, înregistrarea acestora, dezvoltarea platformei Aurora. Chiar un proiect pilot pentru județ și pentru țară. Încă din 2011, împreună cu UNICEF, s-a pus bazele digitalizării serviciilor sociale și a intervențiilor rapide, țintite, cu impacte asupra costurilor și eficienței serviciilor sociale. În 2015-2018, s-au pus bazele proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate la nivel comunitar, dezvoltarea pachetului minim de servicii, care a fost adoptat la nivel național începând din 2020 și inclus în legea asistenței sociale. Cred că ăsta e unul dintre cele mai bune exemple de bune practici care a avut punct de plecare județul Bacău. Au fost create primele centre comunitare care oferă servicii de bază în domeniul social la educație. În 2019-2022, România crește cu tine, dezvoltarea unor modele de intervenție pentru oferirea de servicii integrate, la nivelul comunităților locale în domeniul educației timpurii. În 2019-2020, împreună pentru viitor, educație inclusivă de calitate, facilitarea tranziției de la școala gimnazială la liceu, dezvoltarea unor modele de intervenții pentru reducerea abandonului școlar și sprijinirea elevilor și familiilor pentru finalizarea studiilor obligatorii. Iată că UNICEF în județul Bacău creează modele alături de noi, ne bazăm pe dânsii și sper ca și dânsii să se bazeze pe sprijinul nostru, pe sprijinul comunităților locale. Și în acest sens lansez un apel către primarii județului Bacău în sensul sprijinirii și dezvoltării colaborării cu UNICEF la tot ceea ce înseamnă proiecte care vin pentru județ, dar de fapt pentru cel care este beneficiar pentru copii. Nu cred că vorbesc în calitate de părinte, vorbesc în calitate de președinte al Consiliului. Vă felicit pentru acest nou proiect, felicit primarii colonești, primarii românești, primarii Corbasca. Vă rog tare mult. Și știți că vă puteți baza pe Consiliul Județean, mai ales în acest domeniu extrem de sensibil și extrem de necesar. Pe de altă parte, am avut o discuție extrem de franche, cinstită, domnul Peter, referitoare la campania de vaccinare. Și în acest sens, lansez un apel referitor la faptul că nu putem opri pandemia, dacă nu ne vaccinăm. Într-adevăr, sunt reticențe, sunt semne de întrebare, poate care
creează o anumită rezistență, dar realitatea ne va contrazice. Tocmai de aceea, că singura metodă de a opri, stopa, de a țitini extinderea acestei boli, reprezintă vaccinul. Mulțumesc, domnului Peter, pentru vizita în Județul Bacău și vă asigur, nu numai doar din parteneriat, ci și de o prietenie. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru mesajul adresat, pentru susținerea pe care a luat, mai ales pentru scurta trecere în registrul proiectului care a fost proiectul care a fost în Bacău, care a fost în pilot, but then they have been translated into the entire country, and it also mentioned the digitization of social services. This is 10 years before this pandemic has actually given impetus to the digitization. At the time, we laid the foundation, the framework for this process. And I'm now thinking, how would it have been if we had managed to actually I would like to give the voice to Excellency Sale Domnul Peter Bui, care ne va adresa un mesaj și o scurtă prezentare a acestei inițiative. Bună ziua, mulțumesc. First of all, an apology for speaking English. President of Macau for his warm welcome here today in our bilateral earlier and here in this beautiful hall. Mulțumesc, domnule președinte, al Consiliului de Țară pentru călduroșul bun venit și pe primor de comune care li s-au alăturat. And of course, the representatives from the municipality of Macau. Colleagues, members of the press, I'm very happy to be here. For me, this room is like a UNICEF office also, I keep saying, because coming to Macau means always something special. Because for UNICEF, UNICEF, Macau has a very spot, big place in our heart, because we have been doing a lot of work here and have been showing a lot of very good results to change the life of children in Macau. And I don't have to repeat the projects that were already mentioned by President that go back many, many years. For UNICEF, Macau is like a really strong partner to learn. We have been learning a lot of lessons here, but for us it doesn't stop here. I think it was also said, the minimum package of service is one of the more recent programs that we have included in Macau, actually is now in the national law and is now being scaled up at national level. And this program in Macau showed results at the level of reducing poverty from 20% to 0%, of increasing vaccination coverages from very low percentages to almost full vaccination coverage, of ensuring that children remain out of public care. Many, many excellent results were achieved results, and the national government recognized that. And even beyond Romania, this is recognized, because in the UNICEF family, Macau is known as a good practice, as a good model. Many people don't even know where it is, but they know Macau. So I'm always very happy to come here, and especially also today, to launch a new project. Again, a project which we will learn from together,
experiență din care vom învăța împreună și reprezentanții primării și instituțiilor Consiliului. And this project has three components. Acest proiect are trei componente. The first component is to test the concept of integrated community service. And for this, welcome the mayor here, because the mayors that are here on the table have agreed to help us develop this concept of integrated community service within their municipality. And these integrated service centers will provide more specialized services. Acest centru nu va ajuta să oferim servicii mai specializate pentru copii care au nevoie de Se concentrează pe administrația locală pentru că, trebuie să învățăm că una din principalele provocări ține de nivelul local, stabilirea legăturii între gospodării și entitățile care oferă servicii și Este vorba de inițiativa orașelor vietnamese cu copii. Și lansăm pentru prima oară, iată, tot în Bacău, această inițiativă în România. So, it's unique for Romania. And I should actually add that many municipalities already came to us, as you said, and say, we want to do this, we want to start going, we have the money, we can start, we want to become a child-friendly city. But we had to kind of hold them off a little bit because we said we first want to learn and we want to work with a number of municipalities to really learn and then we can try to scale it up. But there's a lot of interest and I think it's really interesting nice to know that we actually held it up a little bit in the benefit of Macau to be able to start this in Macau, building on our long history here. When every child in Romania has access to these kind of services, whether it was the minimum package of services before or this new program that we have started in Poland now. So we will not stop to continue to work with the national government, to allocate funding, to allocate resources, to allocate and to support the implementation of the scale-up at the national level. Because unfortunately in Romania, România are o serie de provocări cu care se confruntă copiii la nivel național. Unul dintre ei și acest lucru face cu atât mai important și mai urgent demersul nostru. And for the very nice and frank discussions we've had so far around this.
Maybe one word around the South Kenyan Citizens Institute. Yes, it's building on the support of the mayors and the local level of governments to really promote children's rights. But it also has an important component around child participation. As UNICEF, we have been championing child participation because one in every five citizens in this country is a child. That child does not elect or vote. But that child has something to contribute to national policy. That child has his or her experiences. That child has ideas for solutions, creative solutions, solutions that are not yet politically correct always, but that are necessary to solve today's challenges. We've seen with the COVID pandemic how fragile inequalities are even wider. The gap between those who are already living in poverty and those who are not are further increased after the pandemic. Globally, in Romania also, but also globally. Climate change, we hear the news on a day-to-day basis, fires, floods, storms everywhere, landslides. Climate change requires new solutions. And for us, a lot of new ideas, a lot of new solutions can come for children. And so this component of child-friendly communities includes the component around child participation. It is actually to listen to children, to involve them in the problem solving that we do on a day-to-day basis at the local level, and to help them find solutions and support those solutions. Lastly, not lastly, but let me, related to the project, let me just thank not only the authorities here, but also the Norway Grants facility, which is based in Brussels and has allocated funding for local development program of the Romania Fund for Social Development. Let me thank them especially for their support to this particular program. Of course, without our donors, we will not be able to do this this type of work, and we continue to get their support. We got it for the minimum package of services from Norway Grants, and we continue to get it for this work as well. So we're very grateful for that. One last word, not related to the project, but just to echo the words of the Council Council President related to the immunization. At national level, we have reached over 30%. But there are many communities around the country, including Bacau, which have not yet reached 5% or even 4% of the people being immunized. I agree with the Council President that we will not get out of this pandemic without vaccination. And we have to really work together as authorities and with the support of leaders to really ensure that every family member, every citizen in Romania feels comfortable to go and get vaccinated. There are a lot of doubts around there, but there is no doubt around how we get out of this pandemic. So I look forward to also, on this case, work very closely with the Council President, with the mayor also, to really work on the local level officials to bring that trust in vaccination to the local citizens. Because for here we need every resource we have to build that trust, to make sure that the families go out to get vaccinated. It's the only way. Thank you very much, and thank you to members of the press for the attention here today, and for the time of course, and also here in the year. Thank you. Thank you. We've got to be Thank you, Mr. Bolt, for this message. And as we are after a most useful and efficient meeting, I would like to share with you what you told Mr. President. You did say that you deserve strongly related to BACO, and that BACO means almost UNICEF, and UNICEF means almost BACO. Thank you for your trust, for the project you have implemented, and for the ones you're going to implement. Now, let us reach the peak of this event, namely signing the memoranda. I would like to invite the mayors who are partners in this project
the memorandum. Începem cu orașul Moinești. We're going to start with the municipality of Moinești. Continuăm cu comuna Bolonești. Then we carry on with the township of Bolonești. Jeff Kennedy said children are the world's greatest resource and its greatest hope for the future. The mayors who signed these MOUs today and adhered to this initiative are in fact pioneers. They're brave people who want to change the faces of their communities by adopting a new model of thinking and administration. Let me give the floor to those who today chose and decided to make the future belong to the children in their communities. To those who chose the future, congratulations. And let me give the floor for a brief message. Mr. Bogdan Dragoș Legănuș, the Vice Mayor of the Municipality of Moinești. To one specification, the City Hall of the Municipality of Bacău already signed the memorandum. Mr. Vice Mayor, you have the floor. Thank you. Dear Mr. President, Your Excellency, este o onoare de a face parte din această inițiativă pentru localități prietene ale copiilor, deoarece, cum a zis și
doamna Ramona Florea, ne putem considera niște pionieri, deoarece o comunitate sănătoasă crește prin copiii săi, iar ca toți copiii să aibă egalitate de șanse și să-și atingă potențialul maxim, este nevoie de nediscriminare, echitate, transparență și responsabilitate în a crește frumos acești copii. Încă o dată, țin să vă mulțumesc tuturor și în acest demers putem trage un semnal de alarmă, deoarece viitorul ne aparține nouă, iar viitorul va crește prin copiii noștri. Este un lucru imperios necesar ca copiii să aibă egalitate de șanse, să aibă o voce și să crească împreună cu comunitatea, iar comunitatea să ajute la creșterea copilului. Acest demers al UNICEF împreună cu celelalte primării Consiliului Județean este un demers care trage speranța că comunitățile vor deveni din ce în ce mai sănătoase și mai unite. Iar prin construcția unui centru de coordonare pentru egalitatea de șanse a copiilor noștri, este vorba de conlucrare, cooperare și acea doză de optimism. Toți copiii au nevoie să facă parte din comunitate, iar comunitatea se obligă să le asigure sistemele cele mai bune pentru dezvoltarea lor, și aici mă refer la sistemele sociale, sistemele de sănătate și sistemele de educație. O comunitate educată este o comunitate prosperă. Vă mulțumesc și mă simt încă o dată onorat să facem parte din această inițiativă. Vă mulțumim, domnule viceprimar. Thank you, Mr. Vice Mayor. Now, let me give the floor to Mr. Valentin Musac to share from his previous experience and what his expectations are for this project. Da, vă mulțumesc. Thank you very much. Sunt primarul Comunei Colonești din anul 2004. Comuna Colonești este o comună situată în estul județului Bacău, care are un număr de 2200 de locuitori. Din această populație de 2200 de locuitori, în jur de 350 sunt copii cuprinși în vârsta de preșcolar și școlari în școlile primare și gimnaziale ale comunii, la care se adaugă un număr de circa 25 de copii care urmează în diferite clase cursurile liceale a mai multor licee din județul Bacău, plus în jur de 15 copii care urmează diferite școli profesionale din județul Bacău, și o populație cuprinsă sub vârsta de 18 ani. Fiind o comună, din punct de vedere economic, mai defavorizată, am întâmpinat probleme încă de la început, de când am intrat primar, fapt pentru care comunitatea a trebuit să se orienteze din lipsa fondurilor către diferite forme, diferite provizori, care să ne sprijine în a reuși să sprijinim copiii din comunitatea noastră. Spune că acum 16-17 ani era foarte greu să găsești niște tineri cu care măcar să ocupi posturile din primărie, pentru că nu urmau liceul. Și datorită problemelor sociale ale familiei, părinții erau nevoiți să plece și copiii rămâneau ori în grija unuia dintre părinți, ori în grija bunicilor. Am fost nevoiți să realizăm programe. Astfel pot spune că am fost comuna care am realizat între primele centre sociale din județul Bacău în anul 2007 pe fonduri FARE. La început am pornit cu 15 copii, după care am ajuns la 25 de copii în ultima parte. Acest program desfășurându-se în perioada
2007-2014. Datorită lipsei fondurilor am fost nevoiți să externalizăm serviciile, fapt pentru care am apelat la sprijinul Fundației de Sprijin Comunitar Bacău, care, cu ajutorul cărora am transformat acest centru în centru de lipici, cum îl numeam noi, la care au beneficiat de servicii peste 40 de copii. Considerând că totuși nu este suficient, am recurs la toate căile, la toate posibilitățile, fapt pentru care, într-un termen relativ scurt, am reușit să construim toate școlile din comună, număr de 5, să construim localuri noi pentru aceste școli, să le dotăm cu tot ceea ce e nevoie pentru derularea în bune condiții a programelor școlare. Totodată, întrucât timpul liber al copiilor era foarte greu de a li se găsi o ocupație, am reușit cu ajutorul Fundației Terdezon să realizăm o bază sportivă. Bază sportivă care pot spune cu mândrie că în momentul de față este foarte utilizată, mai ales în vacanțele acestor tineri. Cu bucurie pot spune că am beneficiat de sprijinul UNICEF România încă din anul 2011. Primul program pe care l-am derulat cu dânsii a fost prima prioritate, niciun copil invizibil, prin care am reușit să ne rezolvăm anumite probleme pe plan local, și aici mă refer la identificarea acelor copii care nici măcar nu erau declarați și deci nu beneficiau de documente de stare civilă. Și cu ajutorul UNICEF-ului am reușit să introducem acești copii în bazele de date. Apoi am trecut la cel de-al doilea program, proiect cu ajutorul UNICEF, și anume sprijinirea copiilor invizibili, desfășurat în 2014-2015, unde am introdus programul Aurora, inițiat după 40 de copii, după care s-a făcut recenzarea întregii populații. Pot spune că acest lucru a fost un succes, pentru că comunitatea a reușit să-și cunoască, aș putea spune, în limitele normalului, problemele cu care se confruntă. Apoi, în perioada 2015-2018, am beneficiat de proiectul Incluziune Socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunității, prin care s-au acordat servicii integrate sociale, medicale și educaționale tuturor copiilor vulnerabili din programul Aurora. Și pot spune că tot cu ajutorul UNICEF-ului am reușit înființarea pe plan local a unor posturi cheie care au făcut care au adus un ajutor substanțial în rezolvarea problemelor, și aici mă refer la înființarea postului de asistent medical comunitar, apoi înființarea postului de referent social și, în ultimul rând, postul de mediator școlar, un post care, prin cel care își desfășoară activitatea, a reușit să meargă mai alături de sufletul copilului și să-i cunoască problemele, să-i cunoască situația din familie și să intervenim în timp optim în beneficiul acestor tineri. Totodată, am reușit să derulăm pe fonduri europene o serie de programe, de proiecte, și aici mă refer la un proiect derulat în parteneriat cu Crucea Roșie, Societatea Națională de Crucea Roșie România, filiala Bacău, o șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți, prin intermediul căruia cei 350 de copii preșcolari și elevi primari și gimnaziali, plus cei 25 de copii de la liceele din județul Bacău, au beneficiat mai ales într-o perioadă deosebit de grea pentru comunități, și aici mă refer la perioada de pandemie, când erau nevoie de un mare sprijin pentru derularea programului școlar, și aici mă refer
la elevi că realizau școala de acasă, cursurile de acasă. Și un mare impediment era lipsa tabletelor școlare, cu mândrie pot spune, datorită acestui program am fost poate singura comună din județul Bacău care nu am cerut tablete. Am reușit să aducem pe fonduri europene pe 350 de tablete plus cartelele necesare pentru derularea procesului de învățământ. Totodată am dotat școlile cu aparatura necesară pentru ca aceste cadre să beneficieze de condițiile necesare. Totodată cele 25 de cadre didactice din comunitatea noastră au beneficiat de sprijin financiar în achiziționarea de laptopuri și material electronic didactic de care aveau nevoie în activitatea școlară, plus că fiind o situație mai critică, toți copiii au beneficiat de etichete educaționale, ateliere educaționale non-conformale, pachete alimentare, cursuri de prim ajutor și o serie de multe alte lucruri care au venit ca o mănușă pentru comunitatea noastră într-o perioadă atât de grea. În perioada aceasta am primit sprijinul imens și din partea DGASPC-ului, cu ajutorul cărora am, în 2016 am derulat proiectul Tineri Activ pentru comunitate, prin care tinerii erau implicați în activitățile sociale ale comunității. Chiar săptămâna trecută am realizat cu ajutorul Fundației de Sprijin Comunitar o școală de vară prin care, timp de o săptămână, peste 250 de copii au beneficiat de activități educaționale extrașcolare, fapt pentru care cred eu că am ajuns la niște rezultate absolut normale, care în condiții normale par, să zic așa, absolut pe locul lor. În situația noastră, comunitatea, v-am spus, cu destul de probleme economice, a fost un lucru imens. Și aici mă refer la faptul că tineri cu care am pornit în program, între timp am reușit să-i angajăm. A crescut numărul populației care a fost angajată în această perioadă, a crescut numărul elevilor care urmează cursurile liceale, a scăzut abandonul școlar, lucru care a fost și un țel al comunității noastre, fapt pentru care mă face să mulțumesc Consiliul Județean, să mulțumesc DGASPC și mai ales UNICEF România pentru sprijinul acordat. Mă simt încă o dată onorat pentru faptul că am fost astăzi invitat aici la dumneavoastră. Mult succes tuturor primarilor și dumneavoastră în derularea acestui proiect. Mulțumesc, domnule primar. Once again, good people get together and do big projects. Can see that, yes, one person can have a big impact on the future of their community. So let me congratulate you once again and let me give the floor to another member who has done a lot for the development of their community. Mayor of a comment that is a model that we're proud of. So, Mayor Andone, you have the floor. Thank you very much for this introduction. Your Excellency, President, we are as what we have signed is an insurance policy for the future of our children. Suntem într-un moment în care, după 30 de ani, în direcția asta de a asigura copiilor o viață ușoară, un acces civilizat la educație și la viață socială normală, constatăm că statisticile ne arată, pentru că astea sunt scrise, că aproape jumătate de copiilor se confruntă cu vulnerabilități și cu probleme legate de discriminare, de violență, de tot ce înseamnă rău pentru educația și creșterea lor. Suntem parteneri cu UNICEF-ul de multă vreme și cred eu că am ajuns la un nivel la care am putut accepta și această provocare, pentru că este o provocare pentru fiecare dintre noi
este o angajare deosebit de serioasă din partea noastră, pentru că nu este ușor, în condițiile în care bugetele sunt cum să zic noastră, știți despre ce vorbim, nu este ușor să te angajezi, să oferi copiilor ceea ce merită până la urmă. Eu știu, preocupați fiind de problemele noastre cotidiene, poate de infrastructură, de toate nevoile comunității, am neglijat sau am tratat mai puțin atenție problema copiilor. Colaborăm cu mai mulți furnizori de servicii sociale și am putut avea un experiment legat de implicarea copiilor în luarea deciziilor pentru comunitate. Le-am cerut părerea vis-a-vis de cum vedeai dezvoltarea comunității din Corvoasă, investițională. Și ne-am putut arăta surprinsul părății de maturitate pe care dumneavoastră veneau și ne propuneau lucruri pe care poate noi nu am fost în stare să le vedem la vârsta la care suntem. Pentru noi, Liceu este un frate mai mare. Spunem că dacă cu toți furnizorii servicii lucrăm la combinare de două de Liceu, vorbim despre la nivel. Aici se vede interesul dumneavoastră de a face bine comunităților și am simțit întotdeauna profesionalismul atașat de inimă. Ne-am bucurat întotdeauna de câte ori au venit, ne-am pus la punct aproape toate problemele pe care proiectele noastre le-au realizat și cred eu că și această etapă va fi una care sigur o să mai cunosc în mine de la, știu eu, la video ăsta de sprijin a comunității din Corvoasă și din celelalte comune. Mulțumesc din suflet pentru dedicarea pe care ne-ați venit la Bacău. De 6 ani de zile, cel puțin, ne întâlnim în această sală, auzim lucruri minunate pe care le face și vedem lucruri minunate care se întâmplă în comunitățile noastre. Și atunci trebuie să vă mulțumim din suflet, să vă rugăm să aveți încredere în noi, pentru că angajamentul de astăzi este unul cât se poate de fel. Sănătate multă să vă dea Dumnezeu. Mulțumesc Consiliului Județean pentru sprijin și avem încredere că echipa de profesioniști la nivelul Consiliului o să ne, știu susțină de maniera în care să fie o reușită acest proiect. Mulțumesc, Doamne! Vă mulțumim, Doamne! Thank you! Mayor Andone, yes, we are in a bit of a delay. Would the director Nano of the director for social assistance in Bacău, we are, please excuse me for giving you the floor last, but let us please stay within the 10 minutes, because then we have Q&A. Yes, thank you. I'm here with the representative of the municipality of Bacău. And I would like to thank you for the invitation for the partners of this project that they have launched. Many thanks for the support. Are there any questions from the press?
for the participants. A fost eficiență. If there are no questions, then please allow. So I see that there are no questions. Please allow me to thank everyone. I hope that this is the beginning of an initiative that gets multiplied. Cer scuze că am intervenit, dacă îmi permiteți, vreau să mulțumesc domnului Peter Mult, în calitate de președinte al Consiliului Județean, pentru prezența dânsului aici și întregului board de conducere a municipiului. Chiar mă bucur să iau în județul Bacău și să sperăm că o să ne vedem cât mai, să ne revedem cât mai des și cu rezultate notabile. Mulțumesc primarilor pentru colaborare și sper ca acest exemplu să se multiplice la nivelul județului. Thank you.